Acum, cu permisiunea ta, Claudia va intra în mediul metafizic și se va apropia de tine. De când nu mă rai, eu am avut o percepție de culoare, un soi de culoare foarte vie, un roșu, aș putea spune, al unui angrenaj, parcă era o imagine transmisă de el, telepatic, spre mine, cumva pentru a-mi sugera ceva despre tipul lui, probabil. Asta simt eu. Pentru că această culoare era a unui angrenaj format, cum să zic, ca și cum ar fi mai multe elice de-astea de avion suprapuse una peste alta, iar apoi, asta a fost prima percepție, iar apoi, pe măsură ce tu te apropiai de final, în călătorii, mi apăreau elemente în plus față de această construcție, să zic, parcă ar fi fost, de fapt, un avion și avea oscila imaginea de la unul de tip vechi, de la, așa cum îl știm, sau unia foarte modern, ceva numai argintiu strălucea în fața ochilor și lumina soarelui. Asta este prima percepție pe care am avut-o. Asta e ceea ce mi-a produs și asta îți spun. Ok. Acum te rog, atinge-l și fă identikitul. Umană, mi pare. Și o imagine destul de, să-i zic, îndepărtată, parcă ar fi o ceva, o anume energie, o anume densitate între noi, între mine și el. Ori poate că încă nu mă apropiu suficient de bine, ori e ceva care mă împiedică să mă apropii. Atinge acea densitate. E ceva destul de, bine să spun, dens, parcă ar avea o substanță materială, biologică. Și parcă l-ar înconjura, nu este doar între noi. Acum, pe măsură ce mă uit, știi, nu e doar între noi, ci e cumva în jurul lui. Parcă mi se pare că are de-a face cu, parcă pentru a-l reține dintr-un anumit punct de vedere, de la ceva. E o construcție, îmi vine să spun. La cât vibrează acea construcție? Mi-a venit 154, eu zic ce mi-a venit. Care este rolul acelei construcții? Mi se pare că e ceva ce are de-a face cu o scindare. Asta e următoarea percepție. Cumva o scindare între propriile priorități și ceea ce aduce cu sine din spate. Asta mi pare. E cumva parțial construit de el. Mi se pare nelămurit, parcă ar încerca să pună un fel de graniță între el și ceea ce vine ca și moștenire, să zic, care are de face cu linia genealogică. E ceva destul de, vine să spun, contradictoriu. Pentru că în același timp am senzația că e și o influență externă la acest construct energetic din jurul lui. Chiar asta vreau să te întreb acum, că ai spus parțial construită de el. Cine a construit cealaltă parte? Nu văd ceva anume, să zic, concret, ca un tipar, ci niște linii mai mult, care parcă apar și dispar și par destul de luminoase, sunt pe lungime și
pe înălțime, pe verticală, mai bine zis. Și în mișcare. Și la distanță. Se menține. Și totuși, cui aparțin aceste linii? E ceva, pe măsură ce mă apropii, e ceva cumva, bine să zic, ironic, un fel de lume, parcă s-ar face cu noi. Au de-a face cu apariția și dispariția asta de care spuneam. Tocmai pentru a ne ține cumva la distanță. Bun, hai să-l căutăm într-un alt moment în care putem să luăm legătura cu el. La 3. 1, 2, 3. Da, mi-a apărut acum, mi-a apărut foarte clar și e într-un alt moment. Nu-mi dau seama încă, nu văd de sfârșit imaginea, tiparul, să zic, fizic, ci e mai mult energetic. De asta nu-mi dau seama dacă discutăm de prezent sau de altă linie. Însă îl văd foarte vesel, cu bucurie, cu imbold de a face ceva nou, ceva pentru el. El e ceva undeva la un moment de nou început. Mm-hmm. Plin în viața asta? Vine să spun că nu. Ia contact cu el și prezintă-ne. Da. Spune că ne cunoaște. Întreabă-l, spune că venim din viitor. Dar întreabă-l de ce ne-a chemat. Spune, transmite, mai bine zis, să ne arate, să ne facă, să zicem, cumva părtași la ceea ce va realiza el, un proiect pe care urmează să-l înceapă. E plin de bucurie. Ok. Și mi-arată în același timp, duce mâna spre genunchi și mi-arată că e ceva care îl deranjează, dar va trece peste asta, că voința lui este mai puternică. Îl deranjează în zona ambilor genunchi și mi-arată mai mult spre dreptul. Spune-i să atingă, să ne spună ce este la genunchi. Pe măsură ce, când ai întrebat-o asta, l-am văzut că s-a așezat. Ca și cum s-a accentuat această durere în momentul în care ne-a arătat-o. S-a accentuat acel blocaj. Iar eu când mă uit, văd niște chestii argintii și au de-a face din nou cu acele linii pe care le vedeam la început. E ca și cum ar fi ceva aici, care nu este al lui, este din afară, ceva țesut în mine, să spun. Și pe măsură ce mă apropii și spun, am senzația că are legătură cu un soi de scindare între el și ce aduce dinainte, un fel de separare între ceea ce are el de făcut și ceea ce îl trage înapoi din alte existențe. Mi-e dificil să știi, să mă raportez la tot ce îmi transmite foarte bine. Hai să ne concentrăm un pic pe acele fire. De unde vin? Cui aparțin? Deci iarăși mi-apare această combinație între el însuși și ceva din exterior. E parțial, sunt parțial, să zic, permise de el să se creeze și potențate de ceva din exterior. Și în mod clar au de-a face cu acele
energii, să le zicem deocamdată, până voi vă dați seama foarte bine ce sunt din exterior. Și ceea ce observasem e o legătură clară, ca un fel de scindare între prezent și trecut. Ca și cum și-ar fi plantat el singur anumite fire, anumite blocaje, cumva simbolic în zona genunchilor, pentru a se menține pe o linie tradițională, dar în același timp esența lui proprie, pe măsură ce se dezvoltă, în acea viață era gata să înceapă ceva total nou, pe propriile picioare și fără nicio legătură cu trecutul. Uite că încep să înțeleg mai bine ceea ce mi-a părea. Cumva de aici venea bucuria asta pe care o avea la începutul unui proiect, dar în același timp îl rețineau acele blocaje și se activa cumva legătura cu trecutul, parcă acele legături genealogice încercau să-l tragă înapoi, să-l țină pe loc. Inclusiv acele linii care existau, acele țesături. Ca și cum mi-ar fi permis să meargă înainte, să renunțe la ele. Parțial din cauza lui, de temerea de a nu reuși, combinat cu potențarea dată de acele ființe, energii, pentru a-l menține în vechi, în tradițional. Ce sunt acele energii apropiate? Acum s-au mai mărit, vine să zic, s-au mărit și iau formă. Știi ce mi-apare? Mi-apar parcă ar fi aparent, se prezintă parcă ar fi ceva din lungul lui arbore genealogic, așa mi se prezintă, știi, așa mi-apare gândul, să-i spun. Dar nu e doar asta. Eu văd în profil umanoid, începe să se profileze ca și tipar. Atinge și reconstruiește forma originală. Da, mi-apare exact un profil umanoid, dar nu din acelea ciudate sau cu forme. Exact parcă ar fi niște bătrâni înțelepți, dar nu simt, încep să percep tot mai clar că nu e o înțelepciune, să-i zic, dezinteresată. Știe ca și cum ar încerca să-l mențină într-un tipar, mereu. Sub un soi de ascultare, vine să zic. De asta, acum percep, parcă și mi apare tot mai clar un soi de luptă în inconștientul lui, de contradicție, mai bine zis, între a face ceea ce consideră e bine, să spunem, bine în tot acest context de înțelepciune indusă din trecut, anterior, și ceea ce simte că e prioritar și prezent. Și are de-a face cu esența lui proprie, fără legătură cu înaintașii, să spunem. Și de ce a avut nevoie de scindare? Este provocată de el? Da, păi îmi venea parțial, ca și cum era o nehotărâre, o indecizie, spre ce ar fi fost mai bine să se îndrepte, spre ce să dea ascultare mai bine, spre aceste constructe, să le spun, genealogice, ancestrale, sau spre propria lui esență, care se contura tot mai clar. Devenea tot mai puternică, un soi de luptă între trecut și prezent. Și cumva asta se ilustra în această zonă a genunchilor. Văd ca o frângere, ca o slăbire a acestei zone a genunchilor din cauza acestui conflict cumva interior. Hai să mergem în trecut să vedem ce s-a întâmplat. Spuneți-mi, agor, să meargă cu noi. La 3. 1, 2, 3. Când era mai la început și nu era foarte clar, am mai avut vreo două imagini și acum când ai numărat mi-a apărut din nou.
ceva destul de macabru, dar asta mi-a venit. Pur și simplu, parcă nu vedeam energetic de la genunchi în jos. Nu vedeam, știi, eteric, ca și corp energetic. Parcă îi lipsea. Deci parcă era cumva în aer corpul lui. Acum când ai zis să ne ducem de la 1 la 3, mi-a apărut această imagine energetică. Parcă nu ar avea legătură cu fizicul, nu că ar fi avut vreodată acest, să-i spunem, handicap. Și din punct de vedere energetic, e destul de... Adică asta văd clar acum. Ca și cum de la genunchi în jos i-ar fi lipsit corpul energetic. Nu ar avea continuitate. Și îl văd efectiv parcă ar pluti în acel moment. Și suntem, senzația mea este că suntem undeva și mai într-o zonă și mai îndepărtată. Hai să mergem totuși să vedem ce a cauzat această lipsă a picioarelor din punct de vedere energetic. Cred că suntem într-un timp foarte îndepărtat și pe măsură ce mă apropii, e cumva contradictoriu cu ce văzusem până acum. Îl vedeam plutind, îl văd plutind. E cumva foarte mult pe elementul aer, bine să zic, îi lipsește de total împământarea. Total, datorită acestei lipse din partea de jos. Și aici nu văd nicio legătură, să-i spunem, cu arborele genealogic, cu... Și am senzația că aici se creează anumite legături. Această plutire pe care o văd e, din ceea ce simt eu, este pe la începuturi, în primele existențe aici. Și are văd ca și cum ar fi un soi de vid în jurul lui. O mare libertate, dar fără împământare. E cumva simbolică imaginea asta, că nu are de la genunchi în jos. E ca și cum așa venise, ca matrice, să-i spunem, ca tipar. Și avea nevoie de împământare, ceva de felul ăsta. Am senzația că aici a fost atras niște conjuncturi. Parcă văd niște propuneri de a-i se induce situații care să-l împământeze. Da. Cine văd apropiindu-se aceste ființe. Și două sunt exact ce vedeam la început, pe care le vedeam doar ca și linii. Ok. Văd că acceptă această apropiere încet, încet, ca și cum se spune că nu poate exista, nu poate avea, să zicem, experiențe benefice de succes pe pământ care se folosească dacă nu se împământează. Cumva văd tot felul de, simt cumva, energii în bolduri care îi se arată legătura pe care ar trebui să o aibă cu pământul. Și cumva am senzația că se duce prea mult spre zona de pământ. Ca și cum este un soi de exagerare a împământării, bine să spun. Și încet, încet dezvoltarea acestei, un soi de rețele a lui proprii. Și totul văd conectat în această zonă a genunchilor. Cumva simte nelămurit că nu este spre beneficiul lui această companie pe care o aduce cu sine, o permite. Și încearcă să-și creeze cu cei doi, exact.
Și începe să-și creeze încet, încet, ca și cum un soi de aceste fire, încercând să preia controlul gradului de împământare și de legătură cu trecutul. Dar încet, încet, parcă de la viață la viață, prind tot mai multă putere această interferență, aceste interferențe. Ce cauzează în prezent aceste fire? Văd ceva în șolduri, acum că m-ai întrebat. Adică am avut, mi-a venit imaginea șoldurilor ca și cum i-ar limita mișcările. I-ar limita în sens, îmi vine să spun, energetic. Din nou plecând de la angrenajul acutat în genunchi, ar avea legătură și cu șoldul, ar afecta într-un fel anume înaintarea. În proprii termeni pe care și dorește și pe care îi consideră potriviți viețului actuale. E din nou are legătură cu un soi de frânare. Și din nou mă duce, mi-a apărut imediat acea perdea, să-i spunem, energetică pe care o întrezărisem la început. Bun. Spune-mi, te rog, dacă există o cauză ezoterică a lipsei răbdării. Știi ce am văzut când ai zis tu așa? Când ai întrebat asta, am văzut pur și simplu ca și cum s-ar învârti în cadrul acelei țesături, să zic, energetice dense pe care o văzusem și ca și cum lipsa totală de legătură cu mediul exterior i-ar cauza, i-ar crea, ar simți că nu e firesc, nu e normal, ca și cum ar fi prins într-un soi de plasă. Asta e ceea ce simte la un nivel profund și nu se poate exprima ca și cum ar avea control total asupra ceea ce simte, ceea ce percepe, ceea ce emite. Mm-hmm. Asta mi-a părut să știi imaginea când ai întrebat. Pe el învârtindu-se cumva în interiorul acelei construcții. Mm-hmm. Există o cauză ezoterică a furiei? Când ai zis asta, mi-a apărut din nou legăturile astea pe picioare, pe ambii genunchi și de nou șoldurile. Asta le-am avut în fața ochilor. Okay. Așa cum aceste... L-am văzut ca și cum ar fi dat din picioare și ar fi încercat să îi libereze. Mm-hmm. Știi, așa cum vreau să fiu singur, eu să decid, eu să fac, eu să... Știi, asta mi-a părut. Există o cauză ezoterică a lipsei partenerei în viață? Aici, când ai întrebat asta, mi-a apărut ceva în zona mentală. O foarte... o activitate mentală intensă. Nu știu ce legătură ar putea avea cu asta, dar asta mi-a apărut, imaginea asta. Ca și cum ar fi ceva intens, poate în legătură cu asta și piedică efectiv manifestarea ceva de felul ăsta. Vedem. Vezi programe limitative? Da, mi-apare că da. Mi-a venit. Ok. Frica de înălțimi? De a renunța la control. Asta mi-a venit să zic. Și din nou are legătură cu toate legăturile pe care le văzusem anterior. Acele fire. Bun. Zgomotele tari sau zgomotele prelungi îi provoacă agitație? Nu vine o legătură cu ceva anume, să-i spunem ezoteric, mai mult ca o consecință, mi apare, o sensibilizare excesivă a tuturor constrângerilor acestora pe care le resimte la un nivel energetic, care, okay, pe care le, să zicem, menține de prea mult timp.
frica de a spune nu, de a refuza, de a nu deranja. Da, exact ceea ce... Există o cauză ezoterică și pentru asta? Eu zic ce mi-a părut ca imagine. Această temere de a renunța la vechi și de a se manifesta pe sine. Doar are legătură cu temerea de a spune nu. Temere de a renunța la vechi. Mm-hmm. Și iarăși mă duce imaginea... Conectează-te foarte... mai mult la, la această temere. Din nou mi se pare că are legătură cumva, parcă ar avea o... Să-i spun... Nici nu găsesc foarte ușor cuvintele. Temere, să zicem, de a renunța la un control pe care abia cel dobândise cumva prin acest mecanism de a-l menține în trecut. Cumva parcă ar avea o temere de a nu ajunge din nou în situația de a pluti prea mult, de a se lăsa prea mult în lipsa controlului. Nu știu dacă mă fac foarte bine înțeleasă. Și din nou are legătură, pe de altă parte, ca o contradicție, simte că nu este în regulă această împământare, simte că este falsă, e indusă, simte că trebuie să scape de ea, dar în același timp frica de a nu deveni din nou prea în zona de aer, să zicem, așa cum îl percepusem eu înainte, parcă i-ar fi teamă cumva să se manifeste integral așa cum este el. Tocmai pentru, și iarăși m-a dus imaginea acum, la momentul în care a atras acele ființe, tocmai pentru că nu se simțea sigur pe el, așa cum putea, așa cum era el, în acel moment de experimentare. Acea temere au perceput-o acele ființe și le-a atras. Ce anume a dorit să experimenteze atunci când plutea? Mi-apare că nu avea efectiv un scop în acel moment. Ea avea, manifesta exact această temere, să-i spunem, primordială, ancestrală, a lui ca ființă, ca matrice spirituală, energetică. Deci eu, în momentul în care mă conectasem, nici măcar nu aveam un corp. Ca și cum, pur și simplu, se simțea într-un soi de spațiu eteric, de experimentare. El nu avea un corp fizic pe pământ? În momentul ăla nu. Deci la ce mă conectasem? Și nu avusese? Și nu avusese, exact. Exact. Deci era prima... Înainte de prima reîncarnare. Mm-hmm. Prima încarnare, de fapt. Exact, exact. Și cu o viață înainte, ce avusese? Mi-apar alte spații. Mi-apăreau nelămuriți și mai înainte. Alte spații, alte dimensiuni. Hai să mergem acolo. Da. Mi-apare schimbat acum. Mi-apare foarte înalt. Vine să spun o structură cristalină și asta și văd. Fața ochilor. Ceva care are legătură cu energii de o altă natură, de un alt tip, de un alt aranjament energetic față de ceea ce știm că avem aici, pe Terra. Îmi vine să spun culori, alte culori. Unde suntem aici? Nu suntem pe Terra, în mod clar. Și e... nu e ceva, nu vine să spun nici superior neapărat. În mod cert este vorba de niște corpuri mai puțin materiale și are legătură cu această structură cristalină a corpurilor energetice, ale acestor ființe. E ca și cum, am zis, nu vine să spun superior, pentru că ca și cum ar fi specializați
pe crearea de energii specifice a acelor structuri. Și de acolo cumva a decis să schimbe pentru a îmbogăți cumva spectrul energetic prin dobândirea unor trăsături de acest tip aici pe pământ. De a-și îmbogăți corpul energetic, îmi vine să spun. Ca și cum avusese suficiente experiențe în acea dimensiune și a decis că dorește să-și îmbogățească. Ok. Și ce s-a întâmplat după? A venit direct pe pământ? Da. Da. Observă trecerea din acea dimensiune și de la acea structură cristalină la a deveni parte subliminală, ca să spunem așa. Observă un pic trecerea și vezi ce s-a întâmplat pe parcurs. Eu din ce observ și îmi vine să spun e că avea o parte subliminală. Ok. De atunci, doar că pe măsură ce se apropie, să zicem, de zona energetică ce înconjură Pământul, ca și cum s-ar adăuga noi caracteristici, noi trăsături specifice, cumva se simte și se percepe el însuși tot mai complex față de ceea ce era. Și cumva asta îi cauzează probleme în sensul că nu știe exact cum să se va raporta. Și ajung din nou în acel moment în care pur și simplu plutește. Și văd că exact lipsa completă e un soi de inocență totală în acel moment. În momentul în care se apropie aici, nu știe exact ce anume, cum anume ar urma să gestioneze. Să gestioneze ce? Să gestioneze următorul moment al încarnării, aici pe Terra. Eu ceea ce văd sunt exact în clipe, să le zicem, pre-încarnare. Aici mi se pare că e deja atras ca și cum neexistând acest discernământ, nul complet. Aici a fost atras cumva și i s-a propus să îi se ofere trăsături necesare, să zicem, traiului pe Terra. Această împământare i s-a prezentat ca fiind necesară. Și de care el n-avea nevoie, presupun. Nu avea nevoie deloc. Dar a permis asta și în timp ce vorbeam asta, mi s-a părut apoi că a urmat, e ca un fel de interferență graduală, lentă, și a urmat pe parcursul foarte multor vieți. Ca și cum nu mi-apare că ar fi avut puține, ci din contră, chiar foarte multe. Dar fiind mereu îngreunat de această interferență, a ajuns la un moment dat în care a simțit că de fapt nu îi aducea beneficii. A început să-i resimtă greutatea, să zic. Mai am o întrebare referitor la lipsa picioarelor din punct de vedere energetic. Era doar o părere? Era doar o imagine neclară a lui? Nu, acum când m-ai întrebat tu, îmi dau seama că avea de face cu această singularitate sau să zicem esențializare a trăsăturilor lui inițiale, înainte de a veni în spațiul energetic al Terei. Parcă ar fi vrut să-mi sugereze acel tipar al lui inițial. Știi, cumva propria lui percepție despre el. Apoi am înțeles-o mai bine. Era propria lui percepție, datorită căreia, falsă fiind, a reușit să fie acostat, să zicem, de aceste energii externe. Ca și cum, uite, vezi, ești cumva axat prea mult pe zona de aer. Noi te ajutăm să-ți construiești această zonă de conexiune cu Pământul de care vei avea nevoie. Ca și cum i-au
recomandat, să zicem, această întregire a corpului energetic, care de fapt nu era reală, nu-i lipsea. Exact. Bun. Hai să mergem în moment, înainte cu puțin timp, de momentul în care el îi va întâlni pe cei doi. La trei. 1, 2, 3. Mi-apare iarăși imaginea aia, parcă văd pur și simplu cum se adaugă. Devine tot mai complex, să zicem. Devine o parte subliminală specifică Pământului. Era deja, dar acum este parcă tot mai complex. Și cumva asta, să zicem, îl face să-și pună întrebări, se gândește, ca și cum ar îngrijora. Cum o să mă descurc, cum va fi, cum va fi nou spațiu. Știe că va fi o nouă experiență. Însă nu e foarte, nu este foarte clar cum se va descurca cu toate aceste noi trăsături, să zicem. Începe să dezvolte acea mică îngrijorare. Hai să-i arătăm. Transmite-i toate informațiile pe care le avem noi în acest moment. Și arată-i ce s-a întâmplat de-a lungul vieților când el a acceptat acest ajutor, să-i spunem așa, de la cei doi. Și spune-mi cum reacționează. Mi-apare o imagine ca și cum s-ar încerca să își dă cu mâinile pe picioare, pe genunchi, din nou, ca și cum se întreabă el pe el însuși, de fapt nu avea nevoie de toate astea, de fapt s-ar fi putut descurca singur și s-ar fi putut împământa singur. Își pune întrebările astea. Și vește parcă de-a lungul întregi, pentru că, repet, mi se par destul de multe vieți. Cumva cu o greutate care îl trăgea, făcea să renunțe din nou la sine și apărea această scintare tot mai puternică. Deși pornise ca un fel de legătură suavă, fluidă, știi, foarte ușor, ca un fir care apoi s-a întregit, s-a întărit tot mai mult. Și arată-i până în prezent cum este înconjurat și că toată libertatea pe care o avea și pe care și-o dorea să o păstreze. Da, și mi-apar iarăși, cumva îl văd în eter, parcă ar da cu pumnii în acea, acea dimensiune, să-i spun, acea energie din jur. De ce momentul în care, să zicem, a început să-l deranjeze la un mod real și susținut, cumva, toată această încrengătură care se manifesta ca blocaje zilnice, dar avea rădăcini, să le zicem, mai profunde. Bun. Spune-mi cum îl chema. Ce nume avea atunci? Vine ceva foarte... Am văzut un K, un E, un H, ceva, un nume COVID. Keh, ceva de felul. Keh. Lasă-mă cu Keh. Keh? Bună? Ne cunoști? Ne recunoști? Da. Da. Ai văzut ce s-a întâmplat pe tot parcursul vieților? Ți-a arătat Claudia? Da, o experiență. Și mai vrei să se întâmple în continuare treaba asta? În niciun. Bun. Atunci, hai să mergem la momentul în care cei doi se apropie de tine și îți propun. Ei nu știu că noi îi vedem. Hai să mergem acolo și spune-ne ce-ți propun.
Am crezut că sunt un fel de înțelepți ai pământului, că îmi urează un fel de bun venit și că mă ajută. Că mă atrag într-o zonă de ajutor, înainte de a intra într-un corp fizic. Știi de ce s-au apropiat? Nici nu propun foarte multe. Doar îmi arată densitatea pământului. Fac comparația cu ceea ce eu eram. O structură mult prea energetică și îmi spun că am nevoie de elemente dense care să-mi permită funcționarea pe pământ. Și tu ai fost încântat și acceptat la momentul respectiv. Da. Bun. Hai să mergem în momentul în care ei vin și spune-le că nu accepți. Să vedem ce se întâmplă. Îmi spun că nu o să mă descurc. Ce anume îi face pe ei să creadă că nu te vei descurca? Păi m-au simțit și au dat seama că eram deja. Ce anume din tine îi atrage să creadă treaba asta? Nesiguranța. Nesiguranța. Unde simți? Mea. Unde simți nesiguranța? Piept. Cum o vizualizezi? E gri. E gri. Adun-o. Adun-o într-o minge. Scoate afară, aruncă un, deschide un portal de aceleași frecvențe cu ea. Și închide portalul. Dar mi se parcă toată. Prin voința ta, o poți aduna într-un singur loc. Pentru că această emoție este o emoție produsă de tine, de nimeni altcineva. Și ajutat din plin. Cu siguranță și ajutat. Dar tot ce înseamnă emoție este produsă de tine. Tu poți schimba această emoție sau poți scoate, o poți anula sau te poți juca cu ea încât această emoție să o transformi într-o emoție de bucurie. Spune-mi ce alegi. Dacă o scoatem sau o transformăm? Eu sugerez să o scoatem. Scot. O scot cu totul. Spune-mi când ai terminat. Ia afară. Bun. Deschide-i un portal și arunc-o. Și închide portalul. Ok. Și acum în mâna ta creează o emoție de bucurie, de fericire, asta e ușor, de siguranță, de încredere în sine. Și bag-o înapoi, din acel loc de unde ai scos cealaltă emoție. Da. Și crește-o. Crește-o și observă cum îți cuprinde toată sfera ta. Bun. Mai simți vreo altă emoție negativă în corp? Nu. Bun. Acum privește viitorul tău și spune-mi cum arată viitorul tău fără cei doi. Diferit. La un mod semnificativ. Bun. Și acum să venim în prezent. În viața în care tu ești Dragoș. Ok. Spune-mi cum te vezi în viitor. Te mai vezi
fără lipsă de răbdare? Nu. Te mai vezi furios? Nu, nu mai am motive. Bun. Te vezi într-o relație? Va veni la momentul potrivit. Bun. Frică de înălțim? Se diminuează. Nu dispare dintr-o dată, dar se diminuează. Gradual, progresiv. Bun. Acum vom mai face ceva. Hai să începem cu corpul mental. Hai să scanăm corpurile tale emoționale din prezent. Există încă consecințe, să le zicem, ale acestor interferențe. E ca și cum ar oscila corpul emoțional. Ok. Îl văd foarte oscilant. Nu este încă armonios, perfect ancorat cu celelalte corpuri, armonizat. La cât vibrează corpul tău emoțional? La valori diferite. La valori diferite. Să zicem, de la o scară la 1 la 1000, ar oscila uneori sus, prea, să zicem, sus, alteori jos. Oscilează. Încă nu atinge o armonie constantă. Pa 600, pa 300, să zicem. E o oscilare. De ce ai nevoie ca să experimentezi ca această oscilare să nu mai existe? Experiențe ale mele proprii, eu cu mine însă, tocmai pentru a învăța să relev aspecte din mine însă. Bun. Deschideți un portal, un portal de creație. Și spunem ce vezi înăuntru lui. Încă nu intra. Văd o multitudine de experiențe în care eu sunt autorul principal. Fără ajutoare, fără nimic, fără companie. Bun. Atunci, emoția principală din acest portal va fi de siguranță de sine, de curaj, de încredere, de echilibru, de cunoaștere de sine. Voi număra până la 5. Când voi ajunge la 5, tu vei experimenta atâtea vieți cât este necesar, încât tu să poți echilibra acest corp. Vrei să intri? Vreau să intru, dar mai simt ceva. Ce anume? Pe lângă ceea ce pusese în zona picioarelor, simt ca și cum ceva încearcă să-mi prindă brațele de la ce anume? În jos. Ca și cum mi s-ar fi eliberat picioarele. Și încearcă să-mi surprindă, să-mi prindă cumva. E cumva propria mea neîncredere în mine, ca și cum ceva la un nivel profund nu crede că m-am eliberat 100%. Și ca și cum aceeași interferență încearcă să se lipească, să spunem, de zona brațelor. Exact în același mod ca și la picioare, cumva pentru a împiedica înaintarea. Adună toată neîncrederea în tine, într-un singur loc, în corpul tău. Are de face cu mentalul meu, corpul meu mental. Ok. Hai să mergem la corpul mental. Și caută neîncrederea în tine.
de această activitate, hiperactivitate mentală, okay. Gândurile. Ok. Ce cauzează această hiperactivitate? Propriul meu program autolimitativ. Ok. Bun. Voi număra până la 3. Iar la 3, tot ce înseamnă programe limitative se vor colora în verde. 1, 2, 3. Spune-mi ce vezi. Da, le văd. Și vine să spun că este exact în centrul decizional al deciziei. Bun. Al verticalității mele. Perfect. Adună-le pe toate într-unul singur. Fă-le o minge și bagă mâna și scoate-le. Deschide-le un portal și aruncă-le. Spune-mi când ai terminat. Simt cum se eliberează și mâinile. Acum uită-te și în corpul emoțional și vezi dacă găsești programe limitante. Voi număra până la 3, iar la 3 ele se vor colora în roșu. 1, 2, 3. Este acest tremur interior. Pot să le spun, cred, sechele a tuturor condițiilor limitante, limitative, care le-am experimentat. Adună-le. Da, le văd. Adună-le prin voința ta, adună-le într-un singur loc din corp, bagă mâna și scoate-le. Deschide un portal, aruncă-le și închide portalul. Aici a ieșit mai ușor. Bun. Mergem și la corpul sexual. Voi număra de la 1 la 3. Și orice program limitativ se va colora în albastru. 1, 2, 3. Aici vine să zic supraviețuirea. Teama de a mă descurca. De a supraviețui în orice condiții, capacitatea de adaptare la orice condiții. Există, da, și aici program limitativ. Bun. Adună-le prin voința ta într-un singur loc, bagă mâna și scoate-le. Da, am scos. Bun. Revenim la corpul tău emoțional, pentru că ai cerut în mod special acest lucru. Acum spunem dacă după aceste programe limitative mai ai nevoie de experiențe și dacă da, deschide portalul, creează-ți toate aceste experiențe cu tine și pentru tine, de siguranță, de încredere, de curaj. Și când ești gata, intri. Anunță-mă când ai intrat. Acum. Număr până la 5. La 5 ești, da? 1. 2. 3. 4, 5, a ieșit. Spune-mi cum te simți. Diferit. La cât vibrează corpul tău emoțional în acest moment? Din 100%. Oh. 98. Bun.
Corpul mental? La fel. Cel sexual? Sunt foarte bine, la fel. Toate sunt pe același nivel, sunt armonizate. Bun. Spune-mi, te rog, acum dacă în spațiul tău mai vezi și altceva în afară sau alt sau pe altcineva în afară de tine? Nu. Nu. Acum observă, te rog, și în viitor. Dacă mai vezi entități. Nu mai e loc, efectiv, spațiul meu. Nu există breșe, nu există puncte vulnerabile și nu are cum, nu am cum să atrag astfel de energie externă. Bun. Hai să ne jucăm puțin, ca să văd dacă ai înțeles. Spune-mi la ce frecvență vibrezi tu acum. Aș putea spune 100%, dar îmi las câteva procente. Ok. Ca emoție. Ca emoție. 98. Acest 98, cărei emoții nu, hai să facem altceva. Caută frecvența bucuriei. Și spune-mi la cât vibrează. E aici, foarte sus, pe scară. Bun. Pot include 98. Bun. Acum, caută emoția fricii. 30 în mine. 30. Bun. Privește în jurul tău și vezi la această emoție. Cum se vede totul în jurul tău? Foarte mic și contractat. E ca și cum aș vedea lumea printr-o fantă foarte îngustă. Bun. Face deloc. Vezi entități la această frecvență? Da, mă cert. Le atrag foarte ușor. Bun. Acum urcă la 50. E ceva mai bine. Mai sunt entități în jurul tău? Toți sunt. Toți sunt. Și acum urcă la 100. Aici e cu totul altceva. Sunt stăpân în spațiul meu. Complet, exclusiv, al meu. Urcă la 200. Deja cresc mai mult. Vibrație, tot ceea ce emit și atrag. Pentru că ceea ce emiți, atragi. Exact cum ai spus. Și acum urcă la 500. Și spune cum se simte. Cum îți vezi viața și viitorul la această frecvență? Materializez totul mult mai ușor, de la un nivel cel superior. Exact. Pentru că totul ține de tine și numai de tine. Pentru că tu ești puterea ta, inclusiv puterea de materializare. Totul ține de frecvența în care ești. Acum, hai să privim viitorul, că mai aveam o întrebare. Deci am spus că nu mai vezi nicio entitate, că nu te mai vezi cu frici, cu frică de înălțime, în timp se duce, nu te mai vezi furios, nu te mai vezi fără lipsă de răbdare. Nu, sunt mult mai vast. Vei putea să refuzi și să spui nu în momentul în care nu ți va conveni ceva sau să faci ceva? Bineînțeles. Bun. Observă-te și spune-mi dacă vei mai da din picior.
E doar un tic, dar exprima foarte mult în interiorul meu. Exact. Bun. Acum că am verificat și viitorul, Dragoș, fizic, are o curiozitate. Tatăl lui Dragoș a dispărut acum 32 de ani și nimeni nu i-a mai dat de urmă. Cheamă-l în fața ta pe tatăl tău. Să-mi anunț când a venit. Apare un câmp energetic. Este, în mod cert, o parte subliminală. O recunoști? Pentru că o recunosc, da. Este tatăl tău din viața asta? Da. Bun. Întreabă-l ce s-a întâmplat. Îl văd ca și cum se mișcă foarte lent. Parcă mă vede, a apărut, dar parcă nu ar putea să-mi răspundă sau parcă nu știu dacă e ceva care nu-i permite, dar e ca și cum ar fi într-o poziție de întins, ca și cum ar dormi. E o poziție nefirească, să zic, nu pare a fi, e ca și cum a avut atâta, să spunem, voință ca să vină, dar nu poate foarte ușor să... Ce le împiedică să vorbească? E propria lui stare, e ca și cum nu poate. Dau seama foarte bine, pentru că pur și simplu văd întins. Întreabă-l ce face întins. Spune că acum poate vorbi. Îl văd rostogolindu-se acum. Parcă ar vrea să plece. Din nou. Să plece de lângă tine? Da, da. Să se întâmpleze din nou. Deci nu vrea să vorbească cu noi? Nu e ceva că nu vrea. E ca și cum e o zonă, o dimensiune, un spațiu în care există, din care parcă s-a rupt cumva complet de pământ și nu vrea să aibă de-a face cu energie din această zonă. Și nu știu dacă e ceva ce nu vrea, sau, și nici că nu poate. E ca și cum ar fi o altă alegere, îmi vine să spun, din ceea ce-l văd. E această alegere prin care doar îmi arată că există, că este, că ființează, îmi vine să zic mai corect. Dar e în altă zonă, în altă dimensiune, în alt spațiu. Cumva incompatibil cu zona în care sunt eu acum. Da. Bun, atunci lasă-l să plece. Se pare că nu vom... ce face. Se pare că nu vom afla. Da. Și nu am ce face. Da. Bun. Înainte să încheiem, mai avem ceva de făcut. Cheamă în fața ta arborele tău genealogic. Pe unii vei cunoaște, pe alții nu. Și verifică dacă există legături active cu ei. Acum nu mai există, dar asta a fost, să zice, piatra de moară. Conștientă, care m-a ținut pe loc. Bun. Atunci, lasă-mă cu Claudia. Mulțumesc. Claudia, deconectează-te. Ok. Hai să facem o mică verificare. Spunem dacă în viitor... mai vezi entități? Nu, este o schimbare uriașă, bine să zic. Spune-mi dacă mai vezi nesiguranță? Nu, nici pe departe, nu mai există. Furie?
Nu, Agitație? Nu, foarte mare echilibru emoțional. Ca și cum s-a extins. E mult mai vastă ființa lui și ne mai contractându-se pe anumite lucruri mărunte, să zic. Nu mai vede sensul de a exprima furie, de a resimți furie. Da. Spune-mi, Claudia, cum l-ai observat pe tatăl lui? Exact așa cum spunea el. Ca și cum cu greu apăruse și exact ceea ce spusesem. Nu reușeam să văd, să știi nici eu mai bine. Iar la momentul în care tu ai zis, chiar efectiv am avut senzația unei rostogoliri, știi, îndepărtări tot mai accentuate. Ca sferă energetică. Ca sferă energetică, exact, mm-hmm. Care se îndepărta. Ca și cum asta era maximul pe care putea face, de apropiere, să-i spun. Dar nu vedeam, ți-am zis, ca și cum ar fi vorba de legături sau de legături externe, să-i spun. Cam înțeles. Da. Bun. Atunci ne pregătim să ieșim. Voi număra de la 1 la 3. 1. Te deconectezi de la tot, toți și de la toate. Câmpul tău rămâne curat și liber. Încep să-ți ridici frecvențele progresiv până la frecvența ta maximală optimă. 2. Acum îți simți energia, forța mușchilor tăi. Corpul tău devine mai puternic, mai lejer. Simți o senzație de bunăstare în tot corpul tău. Iar tu începi să te simți din ce în ce mai bine, foarte bine, cel mai bine. Și 3, poți deschide ochii. Dragoș, ești bine? Da. Nu da, te mai da. Vedem? Nu mai vedeți? Păi sunt la etajul 6, la scara cealaltă. Bun. Mulțumesc, Claudia, mulțumesc, Dragoș. Mulțumesc, Claudia. Dragoș, spune-mi, da. Spune-mi dacă dorești să difuzăm, okay. Să difuzăm pe YouTube această sesiune, dacă ne dai acceptul. Pot să o difuzez, dar cu porcăria asta de telefon, ce naiba, asta e imagine, ce ai tu acolo? Nu contează. Contează rezultatul și contează sesiunea în sine. Dar înainte stai să închid înregistrarea și oricum noi mai rămânem și vorbim. Bine, hai, închid înregistrarea. Bine, mulțumesc. La revedere. La revedere.